Salut și bine ați venit pe canalul PhoneGuide. În acest tutorial vă voi arăta cum să adăugați o amprentă pe telefonul Samsung Galaxy A35 și este de asemenea la fel și pentru A55. Aici este telefonul meu, Galaxy A35 și după cum știți sau poate nu știți, acest telefon are un senzor de amprentă, este un senzor optic, care poate fi foarte de folos, ne ajută să ne protejăm telefonul și de asemenea putem să îl deblocăm mai ușor în loc să tastăm parola sau PIN-ul, dacă vrem să ne punem așa ceva. În fine, pentru a activa această amprentă va trebui să o adăugăm. Pentru aceasta vom merge la setări, iar aici mergem în jos și avem securitate și confidențialitate. Intrăm, iar aici mergem din nou în jos și avem date biometrice. Intrăm și aici și avem amprentă. Intrăm, iar aici putem adăuga amprenta. Este o metodă rapidă și ușoară de a debloca telefonul și a verifica identitatea dumneavoastră în aplicații. Datele amprentei sunt securizate de Knox. Super! Bun, dăm continuăm. Iar întâi va trebui să setăm o metodă sigură de blocare a ecranului. Dăm înainte și aici putem alege între un cod PIN, o parolă sau un model. Eu voi alege de data aceasta un model, este o securitate de nivel mediu, dar dumneavoastră puteți să alegeți un cod PIN sau o parolă. Bun, dau pe model, iar acum voi desena modelul, desenez un model simplu, de exemplu, dau continuare, trebuie desenat din nou și confirmare. Iar acum va trebui să scanăm amprenta. Să citim, pentru scanări optime apăsați vârful degetului în interiorul cercului, apoi ridicați-l când cercul este complet, repetați până ajungeți la 100%. Bun, dau înregistrare, iar acum voi apăsa pentru a înregistra amprenta. Este destul de simplu, trebuie doar să apăsați în mijlocul acestui cerc. Ok. Bun, câteodată nu iese, apăsați degetul în interiorul cercului, deci trebuie să fiți un pic atenți, deoarece și acest cerc se mai mișcă, trebuie avută puțină răbdare, acum sunt la 85, 90%, 95%. Și 100%. Amprenta este adăugată, iar acum putem să adăugăm alta dacă dorim la un alt deget, doar dăm adăugare și repetăm procesul. Pentru mine este suficient una și dau efectuat. Și cam asta este. Acum ies. Bun, și acum haideți să testăm acest senzor de amprentă. Voi bloca ecranul și după cum vedeți, aici este iconița unde va trebui să pun degetul pentru a debloca ecranul. Și după cum vedeți, funcționează foarte ușor. În cazul în care ecranul este stins și bănuiesc cam prin ce loc este acea iconiță, doar punem degetul și vedeți că se deblochează și așa. Bun, iar acum să încerc cu un alt deget, nu funcționează, îmi zice că amprenta nu se potrivește, ceea ce este un lucru bun, deci acest senzor chiar este ok. Iar pentru a debloca ecranul, acum trebuie să desenez acel model de deblocare care l-am setat la început. Bun, acesta este tutorialul meu pentru ziua de astăzi. Această opțiune de a seta o amprentă mi se pare o chestie super faină, este utilă, vă protejează telefonul și de asemenea puteți să-l deblocați foarte ușor. Sper să vă fie de folos și ne vedem la următorul tutorial. Să aveți o zi faină!